Forfotă și sete de cultură, așa ar putea fi descrisă pe scurt noaptea muzeelor în Cluj-Napoca. Mii de oameni care în timpul anului nu au timp să ajungă la muzeele din oraș au hotărât să profite de programul prelungit și au făcut un adevărat tur de forță în noaptea de sâmbătă spre duminică. Muzeul de artă a atras peste 11.000 de vizitatori în doar 5 ore. Pe lângă expoziția permanentă pot să spun că avem 3-4 expoziții și n-aș dori să fac o selecție. Primul este cel Arco și Istvan în sala căruia ne aflăm aici. Al doilea, să zicem, ar putea fi afișul polonez și la parter găsiți două expoziții, unul dedicat pictorului Ioan Zbârciu și celălalt unui artist din Statele Unite, Sergio Gomez. La Muzeul Etnografic al Transilvaniei noaptea s-a lăsat cu cântece și voie bună, dar și cu proiecția unui film despre Delta Dunării. Lăutare au fost aduși pentru a întregi atmosfera expoziției promovate de instituție. Avem de asemenea un parteneriat cu Centrul Cultural Clujan în cadrul programului JVPEN, care este dedicat culturii romilor, fapt pentru care avem un taraf al lui Siminic din Gherla și o mică expoziție de cultură și etnografie romă. Peste 4.000 de vizitatori s-au perindat pe la muzeu. Nici vestigiile arheologice nu au fost ocolite. Muzeul de paleontologie a fost luat cu asalt cu mic cu mare de pasionații de istorie. Copiii au fost cei mai încântați. Ce te-a impresionat cel mai și cel mai tare? Păi acolo, talanga, toate, da, furculițele, lingurile. Aproape toate muzeele din Cluj-Napoca au aderat la acest eveniment.